În Evanghelia acestei duminici ne-a adus aminte de ultimul drum pe care Mântuitorul l-a făcut către cetatea Ierusalimului. Era însoțit de ucenicii săi, de obicei de mulți oameni care se adăugau acestui grup care a fost alături de Mântuitorul în timpul lucrării sale misionare. De această dată, Mântuitorul vorbește a treia oară ucenicilor despre apropiata lui umilință, despre răstignirea și moartea pe cruce, amintind însă că El va învia. Prima dată, Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor când se aflau în Cezareea Palestinei, îndată după mărturisirea lui Petru. A doua oară, după ce a coborât de pe muntele Taborului, în drum spre Capernaum, iar acum a treia oară, însă ucenicii nu au înțeles despre ceea ce vorbea. Pentru că Mântuitorul folosea adeseori metafore, cuvinte greu de înțeles, mai ales pentru ucenicii care încă nu primiseră revărsarea darurilor Duhului Sfânt, care avea să se întâmple ceva mai târziu, după care aveau să înțeleagă toate și să fie pregătiți pentru propovăduirea Evangheliei. Din această Evanghelie, iubiți credincioși, învățăm câteva lucruri deosebit de importante. Cel din tâi este râvna pentru slujirea lui Dumnezeu, a Mântuitorului, care ne oferă model și nouă. Această ultimă călătorie a Mântuitorului către Ierusalim era făcută tocmai pentru a împlini rânduielile legii. Vă amintesc că iudeii veneau de departe pentru marile sărbători ale lor, veneau uneori călătorind zile și săptămâni la rând. Veneau de departe nu doar din Țara Sfântă, pentru că evreii erau în diferite locuri ale lumii de atunci și călătoriile se făceau cu anumită greutate. Dar veneau de 2-3 ori, chiar și mai des pe an, la Ierusalim, pentru a se ruga Dumnezeului celui adevărat. Această râvnă constituie un model și pentru creștini. Și după cum ei făceau atunci drumuri lungi, pentru a se închina în locul bineplăcut Domnului. La fel de timpuriu, ucenicii Mântuitorului veneau de departe și sunt mărturii din veacul al IV-lea și din perioada următoare ale pelerinajelor care se făceau la Ierusalim și în Țara Sfântă pe urmele Mântuitorului. Deci Mântuitorul mergea la templu pentru a împlini legea. El care a mărturisit, n-am venit să stric legea și prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. A doua învățătură din această Evanghelie este aceea a slujirii. Când Mântuitorul vorbea despre pătimire, despre răstignire, despre moartea lui, doi dintre ucenici i-au cerut să stea unul de-a dreapta și celălalt de-a stânga lui într-o împărăția sa. Mântuitorul a fost foarte direct și le-a răspuns: nu știți ce cereți. Pentru că în ochii celorlalți, această cerere a celor doi apostoli, dintre care unul a fost foarte apropiat Mântuitorului, li s-a părut nepotrivită. Chiar evanghelistul subliniază că s-au mâniat ceilalți ucenici pe cei doi pentru cererea lor. Aveau un gând străin învățăturii Mântuitorului, un gând și o dorință de întâietate, de a fi ei cei din tâi și cumva de a-i nesocoti pe ceilalți. Însă părinții bisericii ne vorbesc pe de-o parte despre această stare și dorința a unora de a fi cei din tâi, dar și de dorința unora
de a se afla în slujba altora. Poate că mai mult a fost această dorință de a-L sluji pe Mântuitorul decât dorința de întâietate. Însă totuși Mântuitorul le-a spus, nu știți ce cereți, nu mi-este mie îngăduit a da aceste locuri. Celor care s-au rânduit, adică celor care vor arăta fapte vrednice pentru aceasta. Părinții Bisericii, tâlcuind acest pasaj din Evanghelia după Sfântul Marcu, ne spun, așa cum un împărat, atunci când merge la luptă și obține o victorie strălucită, nu poate da victoria decât celor care s-au luptat, la fel va fi și în ziua cea mare a judecății. Cei care vor avea fapte vrednice vor fi răsplătiți. Ceilalți care au căutat preferințe, privilegii, chiar intervenții, nu se vor putea bucura de răsplata împărăției, doar cei care se vor arăta vrednici de aceasta. Și Mântuitorul le-a spus ucenicilor, celor doi care au cerut ranguri înalte și celorlalți, cel care dorește să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. În aceasta constă măreția unei lucrări, a unei persoane, indiferent de poziția ei. Pentru că sunt oameni care nu au întotdeauna poziții foarte vizibile, dar care fac lucrări exemplare în viața lor. Oameni care la prima vedere nu prezintă nicio relevanță, dar care se dăruiesc atât de mult aproape lui lor, încât pur și simplu te impresionează viața lor. Și altă dată oameni importanți, cu renume, care nu slujesc pe ceilalți. De aceea slujirea aceasta este taina dobândirii unor locuri importante în împărăția lui Dumnezeu. Și este destul să amintim faptul că înainte de Sfintele lui Pătimir, după cum și prăznuim în joia săptămânii celei mari, săptămânii dinaintea învierii Mântuitorului, Mântuitorul ne-a oferit o înaltă pildă de slujire. El le-a spălat picioarele ucenicilor și i-a îndemnat să facă și ei la fel. Era în Țara Sfântă un obicei, întrucât drumurile erau pline de praf, uneori lungi. Atunci când cineva ajungea în casa unde era invitat, stăpânul casei sau altcineva avea obligația de a-l spăla pe picioare, de a-i oferi apă și un ștergar curat, pentru ca șederea lui în casa respectivă pentru un anumit timp, pentru o zi sau pentru câteva ceasuri, să fie una confortabilă. Mântuitorul însuși s-a plecat, a spălat picioarele ucenicilor și le-a șters cu ștergarul. Așa cum altă dată, un exemplu de slujire îl regăsim la o femeie care, atunci când Domnul se afla în Betania, a venit și a șters cu lacrimi, a udat cu lacrimi picioarele Mântuitorului și ne spune Evanghelia că le-a șters cu părul capului ei. Astfel de exemple de slujire, de dăruire, nu pot fi trecute cu vederea de Dumnezeu. Și mă gândesc la un om care, aflându-se vreme îndelungată într-o scăldătoare din Ierusalim, aștepta tulburarea apei. 38 de ani a așteptat și n-a venit nimeni să-i slujească. Și atunci Dumnezeu însuși a venit și l-a vindecat. Pentru că atunci când oamenii se arată nepăsători, Dumnezeu însuși vine. Cum a venit Mântuitorul la slăbănogul care de 38 de ani
aștepta suferind și nimeni nu și-a făcut milă de el, ne spune Evanghelia că alții venind înaintea lui se vindecau pentru că nu avea posibilitatea să intre cel din tâi în scăldătoare. Despre acest subiect al slujirii altora, iubiți credincioși, găsim numeroase exemple în istoria bisericii, în istoria sfinților și în istoria monahismului. Ne gândim la cei care vreme îndelungată au slujit pe alții, călugări din diferite locuri cunoscute ale lumii, cum a fost Muntele Sinai sau Marele Mănăstiri, de la Sfântul Sava, de la Sfântul Gheorghe Hozevitul și din alte locuri, care 70 de ani, 80 de ani n-au ieșit niciodată pe poarta mănăstirii. Exemple care pe noi pur și simplu ne însuflețesc, dar în același timp ne rușinează. Oameni care au făcut ascultare în același loc 40 de ani, bucătari, care n-au ieșit din bucătărie în mănăstirile lor câte 40 de ani. Alții, într-o smerenie și desăvârșită ascultare, au slujit pe cei bolnavi și care au înțeles că răsplata lor nu trebuie să vină din întâietatea locurilor, ci din bucuria slujirii lor. Și pentru că ne aflăm într-o obște monahală, aceste exemple pe care unii le consideră perimate sunt foarte actuale și se întâlnesc încă în vremea noastră. Slavă lui Dumnezeu! De aceea, atunci când cineva dorește ca să fie aproape de Mântuitorul, fără numai decât să prefere locul cel din tâi, va trebui să afle această bucurie a slujirii aproapelui. Cum ne-a și sfătuit Mântuitorul, dacă cineva vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Pentru că a fi mai mare nu este numai decât o bucurie, este și o cruce grea, dacă nu o însoțești de faptele care se cer și de o desăvârșită dăruire, lucrurile nu merg către Dumnezeu. În ceea ce îi privește pe ucenicii Mântuitorului care au ascultat chiar de la Domnul aceste cuvinte, observăm că viața lor, a tuturor, a mers tocmai în această direcție a slujirii celorlalți. Aproape toți au murit martiri, au mers până la marginile lumii, n-au mai avut odihnă, propovăduind cuvintele Evangheliei, iar Sfântul Ioan, ucenicul iubit al Mântuitorului, care a trăit mulți ani, se spune că 100 de ani sau aproape 100 de ani, când nu mai putea vorbi, când nu mai putea merge să propovăduiască Evanghelia pe care a auzit-o de la Mântuitorul, le spunea ucenicilor, iubiți-vă între voi, iubiți-vă între voi. Aceasta era dorința lui, care de fapt era porunca Mântuitorului. Și acum așezăm în oglindă ceea ce le-a poruncit Mântuitorul ucenicilor și ceea ce au cerut ucenicii. Reținem așadar din Evanghelia de astăzi că ucenicii au cerut locuri de cinste, unul de-a dreapta și celălalt de-a stânga, dar Mântuitorul le-a oferit o altă poruncă, o altă alternativă, și anume, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Aceasta a fost porunca Mântuitorului la cererea ucenicilor de a se așeza în locurile cele de cinste. Evanghelia acestei duminici este o piatră de încercare pentru fiecare dintre noi.
Dacă dorim să fim cei din tâi, să încercăm să-i slujim pe ceilalți. Nimeni dintre noi nu va putea rezolva toate problemele, dar o simplă faptă bună, o simplă dorință de a fi lângă cineva, un drum făcut către cineva, o vizită și alte lucruri pe care uneori le-am considera foarte mărunte, sunt deosebit de importante și se înscriu în acest registru al slujirii aproapelui. Iubiți credincioși, în duminica a cincea Sfântului și Marelui Post, Biserica ne pune înainte exemplul nemai întâlnit de pocăința al unei femei păcătoase. O femeie care în tinerețea ei a cunoscut dulceața depărtării de Dumnezeu prin păcat, o dulceață străină sau o dulceață falsă, cum spun părinții bisericii. O amăgire, cum de fapt ne amăgim adeseori toți oamenii. Această femeie cu numele ei Maria, care era din Egipt și care la 12 ani a plecat din casa părintească, a trăit în lumea păcatului, într-o situație pe care probabil multe alte persoane le-au trăit la fel. Dar din mărturisirea ei făcută unui călugăr trăitor cu numele Zosima, aflăm că 17 ani a trăit în mreaja acestor păcate ale tinereții, amăgindu-se mult cu ele. Până când, ajunsă la Ierusalim, a dorit, asemenea unui grup foarte numeros de pelerini veniți de departe, să intre și ea în Biserica Sfântului Mormânt la o sărbătoare închinată Sfintei Cruci. Și o putere nevăzută a împiedicat-o să intre o dată, de două ori, de mai multe ori, încât o neliniște și o întrebare a cuprins-o până când a dezlegat această neliniște printr-o rugăciune fierbinte închinată Maicii Domnului. Și a rugat-o pe Maica Domnului să-i îngăduie să intre și ea în biserică la Marea Sărbătoare a Sfintei Cruci, după care a făgăduit că își va schimba viața. Dacă 17 ani i-a petrecut în păcat, în depărtare de Dumnezeu, după închinarea ei în Biserica Sfântului Mormânt, a apucat drumul pustiului, după un glas sau după un drumare cerească care i-a spus să meargă în pustiul Iordanului, căci acolo va afla mângâiere. 17 ani, cu aceeași intensitate cu care a îmbrățișat păcatul, a luptat împotriva pornirilor păcătoase. Și alți 17 ani s-a luptat, biruind oarecum înclinarea spre păcat și apropiindu-se de Dumnezeu. Dar pocăința acestei femei a fost atât de mare, încât după mulți ani, când nu întâlnise niciun om, Zosima a văzut-o ridicată de la pământ când se ruga. Ni se spune că un cot, adică plus minus vreo 50 de centimetri. Și altă dată, de asemenea, a fost văzută trecând apa Iordanului ca pe uscat. Iordanul era atunci un râu foarte mare și s-a constatat că în ultima perioadă debitul lui a scăzut, cu excepția lunilor de primăvară, atunci când sunt foarte multe precipitații. Dar atunci era un râu foarte mare care nu putea fi trecut cu piciorul. Zosima a văzut-o pășind pe apă ca și pe uscat.
semnele apropierii de Dumnezeu și ale pocăinței ei. Sfânta Maria Egipteanca, printr-o astfel de pocăință, ne arată că întoarcerea la Dumnezeu este posibilă. Sunt alți părinți ai pustiei, cum îi găsim în paginile Patericului, care ne spun că dacă omul ar dori să se îndrepte, i-ar fi destul și un ceas și o zi, dacă pocăința lui este sinceră. Adevărul este că subiectul acesta nu face parte dintre cele preferate de noi. Amânăm mereu pocăința, ne considerăm mai buni decât suntem, dorim să-i acuzăm pe alții, arătăm cu degetul către celălalt și niciodată spre noi. Pocăința cuvioasei Maria Egipteanca ne arată că o întoarcere la Dumnezeu este posibilă, mai ales când este făcută din toată inima, când este făcută în taină, fără să fie lăudată sau apreciată de oameni. De aceea ne rugăm ca în perioada care ne desparte până la Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, să dorim mai mult să slujim altora, să ne considerăm noi mai mici și să-i apreciem pe alții, să căutăm adevărata pocăință și adevărata slujire a Mântuitorului, cea care ne poate oferi locurile nu numai decât cele mai de cinste, dar locurile apropiate de Domnul Slavei dintr-o împărăția sa. De asemenea, ne rugăm în această zi, iubiți credincioși, și pentru odihna adormitei în Domnul monahiei Irina Stavrofora, care vreme de 3 decenii, 30 de ani, s-a ostenit în această mănăstire. Asemenea, ei se întâlnesc în istoria monahismului românesc și a monahismului din Biserica Ortodoxă, chipuri strălucite de oameni care au slujit altora. Atunci când slujim cu toată inima cuiva, când primim în casa noastră pe cineva, când suntem ospitalieri, când oferim o floare sau un cuvânt bun, răsplata lui Dumnezeu se arată peste acei oameni. De aceea monahismul îndeamnă în primul rând la filantropie, la iubirea față de oameni, la iubirea față de străini, filoxenia, acea cunoscută filoxenie a lui Avraam, care neștiind pe cine primește, l-a primit pe Dumnezeu însuși în persoana celor 3 îngeri de la stejarul de la Mamvrii. Aceste fapte ale slujirii sunt întotdeauna răsplătite de Dumnezeu. Ne rugăm ca și noi să dobândim, dacă nu le-am dobândit, faptele slujirii și ale dăruirii pentru ceilalți, care întotdeauna ne apropie de Dumnezeu.